Timp de ani buni, mușcelenii și-au avariat autoturismele mergând pe un drum plin de cratere. Este vorba despre drumul județean 735, care face legătura între comuna Albești de Mușcel și municipiul Câmpulung. Am rupt 4 amortizoare! În fiecare lună mă așteptam să văd utilajele! În această dimineață a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor în comuna mușceleană, fiind prezenți reprezentanții administrației județene și locale, dar și ai constructorului. Toată zona acestui drum va fi parcursă metru cu metru, unde sunt deficiențe se vor remedia. În principiu, sistemul rutier va avea două straturi de mixture asfaltice și pe zonele cu probleme se va escava la o adâncime de aproximativ 65 de centimetri și ca sistem rutier nou va naște cu 35 centimetri balast și 20 centimetri piatră spartă. În zonele în care nu sunt deficiențe, ca sistem rutier, se va freza suprafața, materialul rămânând pe loc, completându-se cu piatră spartă și iarăși cele două straturi de mixture asfaltice. Ca lucrări mai importante ar fi cele două consolidări, la care una ne aflăm chiar aici, este vorba de kilometru 4950 până la kilometru 5, se vede chiar alunecarea. În această zonă se va face o consolidare pe aproximativ 100 de metri ca să prindă tot planul de alunecare cu 36 de piloți forați de diametru mare FI 1080 cu o fișă de 12 metri, iar la partea superioară se va executa o grindă de solidarizare care va ține loc și de zid de sprijin de suprafață pentru menținerea taluzului drumului. Pe tot parcursul lucrării or să fie în jur de 53 de podețe, 27 sunt existente, care se vor remedia total, înlocui elemente deteriorate, se vor face camere de cădere și o reabilitare totală. La toate drumurile laterale vom avea podețe FI 500 și vor fi amenajate și cu același sistem rutier de care am vorbit mai înainte. Vor exista aproximativ 9 km de șanțuri stânga-dreapta în funcție de natura terenului, iar la accesele în proprietăți vor fi rigolă carosabilă pentru accesul riveranilor. Partea carosabilă va avea între 2,50 și, vorbesc de cele două benzi, 2,50-2,50, ajungându-se până la 3,50. Vor fi și acostamente variabile între 0 și unde nu se pot face, nu se vor face, dar se vor duce la o lățime și de un metru. Iar în zone în care se permite, se vor face și supralărgiri și supraînălțări. Reprezentantul constructorului care a câștigat licitația a precizat că lucrările vor începe în maximum 2 săptămâni, fiind convins că termenul de 12 luni va fi respectat. Eu preconizez că lucrările vor începe în aproximativ 10 zile, fiindcă primul obiectiv al nostru este să începem cu consolidarea aceasta, după care consolidarea ca să stabilizăm versanții și trebuie și o mică perioadă. E un pic mai dificil de realizat, fiind lucrări mai ample și mai migăloase. Vom începe concomitent și cu celelalte. În primul rând trebuie să rezolvăm cu deteriorarea, cu zonele care trebuie, cum v-am spus, scoase și să nască din nou. Și după care se va începe cu frezarea pe zonele respective și începerea aducerii la cotă în profilul longitudinal. Ca alte date tehnice, vreau să vă spun că cea mai mare declivitate pe zonă este de 13,97%, care este destul de amplă. Lucrările se vor încheia în termenul contractual. Depinde ce iarnă vom avea, dacă vom avea sistare sau nu avem sistare, dar la ce lucrări, zic ce noi că am făcut, nu am depășit niciodată termenul contractual. Lucrările vor fi realizate cu fonduri de la Consiliul Județean Argeș. Lucrarea este finanțată integral din bugetul Consiliului Județean Argeș. Valoarea câștigată este în jur de 26 de milioane lei vechi cu TVA. S-au terminat toate procedurile, inclusiv la nivelul Consiliului Județean, pentru atribuirea dirigenției de șantier, astfel că astăzi putem să înaintăm către constructor ordinul de începere a lucrărilor. Care este termenul de execuție? 12 luni de la data semnării ordinului de începere a lucrărilor.
Președintele Consiliului Județean a precizat că normal ar fi fost ca banii să fie alocați din Fondul Național pentru Calamități. Deci spun prima prioritate către guvernanți, prin Comitetul Județean al Situațiilor de Urgență, la vremea respectivă, a fost Albeștii de Mușel, ca această alunecare de teren să poată să fie făcută cu bani de la guvern, rezultat în urma calamităților. Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat din nefericire, nici până în ziua de astăzi. Deci am așteptat un an jumătate, doi, că doar sunt bani ca să restabilim, să consolidăm această alunecare de teren, după care să pornim la lucru cu asfaltarea, cu reparația capitală. Văzând această situație, am zis, ne strângem la buget, la pungă, noi Consiliul Județean, și alocăm noi fonduri pentru această mare alunecare de teren. Nu este normal, pentru că acești bani pe care Consiliul Județean îi bagă aici în alunecarea de teren, trebuia să vină de unde este normal și legal și așa cum ar trebui, din cota de calamități. După ani de drumuri la Pitești, primarul Cătălin Manta s-a declarat mulțumit de faptul că în sfârșit va vedea utilajele la lucru, iar mușcelenii se vor putea bucura de un drum civilizat. Iată că astăzi președintele Consiliului Județean, prezent aici la alunecare, a precizat cu exactitate data și demersurile efectuate de noi și mă bucur, vă spun sincer, că atunci când am discutat cu dânsul, deși noi suntem pe culoare politice diferite, mi-a transmis ferm și clar că el face la nivelul Consiliului Județean decât administrație și nu politică și iată că astăzi s-a adeverit. Într-adevăr, așteptarea a fost mai lungă decât am crezut noi, albeștenii și cetățenii acestei comuni și ai Mușcelului, care foarte des vin în zonă, fiind o zonă turistică destul de frumoasă pentru Câmpul Lung și zonele limitrofe, însă sper că într-un an de zile, așa cum și dânsul a precizat, această lucrare va fi definitivată și vom circula rutier în condiții de siguranță. În perioada următoare va avea loc amenajarea de șantier, iar în maximum 2 săptămâni, utilajele ar trebui să demareze lucrările.